Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Mi-a intrat așa în cap să-i fac o surpriză Ana. Oh, ea fiind în continuare la Bacău. M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui și am răspuns că da. Nu să se îmbrace altfel după cum am așteptat eu, da. Și ea s-a îmbrăcat cum a crezut ea că e bine. Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fim împreună la o nouă ediție emisiunii Ce bine că ești! În această seară vom cunoaște un cuplu tânăr compus din doi oameni frumoși, Ana și Emanuel Chirilă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vreau să-ți mulțumim, Ramona, pentru această frumoasă invitație pe care tu ne-ai făcut-o. Ne bucurăm să avem onoarea să fim împreună cu tine în această minunată emisiune. Cu mare drag! Urmăriți emisiunea? Da, în special în ultimul timp, de când am aflat de ea, chiar am urmărit, am urmărit cu drag. Să vedeți cam la ce să vă așteptați și voi, nu? Sigur, sigur. Mă bucur. Da, și sunt o grămadă de cupluri frumoase care e interesant să le cunoști, să auzi povești noi. Uh-huh. E clar că fiecare poveste are experiența ei și lucrul ei faimos și... Fiecare e deosebit de alta. Da, da. Special. Asta este frumos și îmi place și mie la emisiune să cunosc povestea unică a fiecărui cuplu. Deși sunt anumite segmente care sunt la fel și cele mai dese declarații, chiar mă gândeam zile trecute, le aud de la oameni că în căsnicie au învățat răbdarea, au învățat să ierte, să accepte pe partener. Astea sunt lucruri comune pe care orice cuplu le învață, însă ce diferă și ceea ce pe mine mă fascinează este de unde a plecat totul, cum a ajuns o persoană să o cunoască pe cealaltă și să fie atracția aceea, dorința de a cunoaște mai mult și după câtva timp să devină o familie. Așa că vă invit să-mi povestiți voi cum s-a întâmplat în cazul vostru. Încep eu? Da. Probabil o să fie o experiență, cu siguranță o să fie o experiență diferită față de ce a fost până acum. Eu personal pot să zic că de multe ori am încercat să mă ascund de modul în care am cunoscut-o inițial pe Ana. De ce? Dar nu e un mod așa de obișnuit. Noi ne-am cunoscut online, pe internet. Oh, e comun, deja toată lumea se cunoaște așa la început. Da, mie mi-ar fi plăcut să o cunosc pe Ana în cercul de prieteni, doar că mie nu-mi place, adică pentru mine a fost o dorință ca ea să fie nouă pentru cercul meu de prieteni. Da. Să nu fie o persoană cu care ei să fie obișnuit, să fie ceva wow pentru început. Uh-huh. Și lucrul acesta s-a realizat doar că a fost online inițial. Ne-am expus unui drum destul de greu. Eu fiind din România, ea fiind din Republica Moldova. Wow. Dar am ajuns la o experiență foarte interesantă după timpul petrecut până acum. Și de ce ai abordat-o văzând niște poze online sau cum a fost? Nu prea aveam prieteni comuni, nu prea aveam cunoștințe. Ne-am împrietenit pe Facebook. Uh-huh. După care eu am început să-i scriu. Ca și băiat. Da. Și care a fost prima frază așa? Ești frumoasă sau ce ai scris? Exact. I-a scris o fată frumoasă. Chiar ești frumoasă, Ana. Mulțumesc frumos. Lucrul acesta s-a întâmplat în ianuarie 2017. A fost o perioadă în care, probabil, cel puțin despre mine pot să spun că a fost așa liniștit, chiar la sfârșit de an și în perioada sărbătorilor am fost într-o tabără cu prietenii. Cu siguranță, adică
cu adevărat mă gândeam să am o prietenă și o iubită cu care să pot să încep un drum în viață, dar probabil mă așteptam mai mult într-o tabără să o întâlnesc sau în perioada la sfârșit de anul mi-a fost, ceea ce nu prea s-a legat, am fost doar cu prietenii, cum e cu prietenii, ești tot în grupul băieților, râzi, glumești și mergi acasă, te distrezi, mergi la, la pârtie. După ce m-am întors acasă, a început, deci ca și cum a fost început de an, a fost o pagină nouă, o filă nouă a vieții, să zic așa, și chiar așa a început și povestea noastră, adică ca și cum toate au fost limpezi, toate lucrurile au fost clare și am început o pagină nouă în care am început să comunic cu Ana. Ana, spune-mi din perspectiva ta cum a fost când ți-a scris Emi. A fost așa un pic emoționată, nu știu. Ți-a plăcut și ție de el văzându-i pozele, văzându-i contul? Da, am apreciat pozele. Și după aia am început să comunicăm tot mai mult și... V-ați îndrăgostit prin intermediul internetului sau doar după ce v-ați văzut fizic? A fost o atracție. Nu putem să zicem că a fost o îndrăgostire. A fost o atracție, un interes de a cunoaște. Îndrăgostitul a venit mai după aceea. Da. Da. Și care au fost apoi etapele relației voastre? După ce am început să vorbim, vreau să menționez faptul că Ana, în perioada în care am început să vorbim, lucra la sanatoriul Podiș din Bacău. Deci era plecată de acasă, era cu o prietenă de ei și acela a fost cadrul în care am început să vorbim, a fost departe de părinții ei, adică departe, nu a fost în cadrul lor. Da. Am început să vorbim, cum am menționat, în ianuarie, am vorbit o lună și ceva, după care, eu, urmându-mi și cursul vieții, trebuia să plec în România, în Germania. Și mă amintesc foarte plăcut și așa de interesant faptul că în momentul în care i-am spus Anei că eu o să plec în Germania, a fost nu prea bine primit pentru ea. Adică mi s-a părut așa o îndepărtare. Ca și cum ai zice, în loc să vii mai aproape, tu pleci mai departe. Da. Și țin minte mesajele care mi-a scris atunci și știu exact locul unde eram. A spus așa, dacă tu o să pleci în Germania, va trebui să rămânem doar prieteni, să nu ne așteptăm la mai mult. Da. Și? Te-ai supărat? Nu m-a supărat. Eu mă așteptam la o asemenea remarcă. A fost previzibil. A trebuit până la urmă să plec în Germania, dar înainte cred că am rezolvat problema. Am încercat să o conving. I-a spus, indiferent că eu sunt în România sau că sunt în Germania, chiar dacă sunt în România, dacă eu nu am posibilitate să vin la tine, tot departe o să fim și tot prin internet o să vorbim. Da. Dar așa, eu o să merg în Germania, o să-mi continui cariera, o să stau bine și financiar și o să pot, prin faptul ăsta, o să pot și cu tine să mă întâlnesc, poate mai ușor. Și cât timp ai stat în Germania? Un an, cred că. Wow, mult! Nu. Deci am stat doar o lună în Germania. Țin minte că în martie am venit de urgență în România, am avut... am vrut să fac ceva analize, eram speriat cu o mică problemă și am venit întâmplător pe viteză în România și în momentul ăsta scurt în care am venit în România, mi-a intrat așa în cap să-i fac o surpriză Ana. Ea fiind în continuare la Bacău, dar nu știam ce să fac, să-i fac surpriză, mi-era frică, îi fac surpriză, mă duc atâta drum și ea nu poate, n-o să găsesc, n-o să fie dispusă. Și am ales totuși să-i spun. Să-i spun despre lucrul acesta și, într-adevăr, în luna martie, deci cam la 2-3 luni de conversație, am mers la Bacău. A fost un drum destul de lung de la Arad la Bacău, mai greu poate ca și din Germania. Dar am ajuns acolo, cred că vineri după masă, dacă nu greșesc, am ajuns. Și
Eu am găsit o pensiune în oraș, în Bacău, nu n-aș fi vrut să merg în centru ca să afișez nimic. Am, tot timpul mi-au plăcut, în special primele întâlniri, ca să fie discrete, să fie între patru ochi. Da. Am avut nevoie de lucrul ăsta. Și prima dată ne-am întâlnit, cred că joi am ajuns. Pentru că, da, joi am ajuns, eu așa știu că joi am ajuns, pentru că ne-am întâlnit seara și următoarea zi ne-am întâlnit din nou. Cred că joi seara ne-am întâlnit prima dată după ce a terminat toată treaba pe la bucătărie și n-am stat decât foarte puțin. Nu știu dacă mai ții minte ce ți-am adus. Sigur, mi-ai adus un buchet de flori și ceva dulce. Da. Super. Da, și am stat o perioadă foarte scurtă în oraș, nu știu, o oră sau două, am discutat, ne-am cunoscut, am povestit. Era să rămân chiar și fără permis în seara aceea, dacă mă aduc bine aminte. Păi ce ai făcut? Ai mers cu viteză prea mare? Nu, am călcat două linii continue. Am făcut o întoarcere pentru că zicea că o prietenă de ea are nevoie de ceva de la farmacie și ne-am întors așa dintr-o dată. Și când m-am întors pe partea cealaltă era exact poliția și zice, stai un pic. Zice, pentru că ești din alt oraș și ești nou pe aici, zice, te iertăm, vă dăm amendă pentru centură. Și atunci zic, ok, măcar rămân cu permisul. Tu erai dispus să faci orice pentru Ana, să te duci peste linie continuă, da. Să ajungi la farmacie mai repede. Da, da, da. Ana, cum a fost pentru tine să vină, știindu-l în Germania, să vină în orașul tău? Am fost foarte bucuroasă faptul că a venit din Germania și am petrecut timpul foarte frumos, deși nu m-am așteptat că o să vină atât de repede. Și ai mai meditat la decizia ta de a fi doar prieten cât stă el în Germania? Adică ți-ai dorit totuși să aveți o relație sau nu? Am acceptat până la urmă faptul că e plecat și am zis că să-i dau o șansă. Da, da, da. Bun, și apoi ai plecat înapoi în Germania și cât ai stat acolo? Faptul că a trebuit să plec și nu știam când o să ne mai vedem a fost foarte greu pentru amândoi. Deci asta mă amintesc foarte bine. Imaginez. Tristețea ei și atașarea sau, cum să zic, prima impresie și ceea ce a fost așa într-un timp așa de scurt, parcă ne-am simțit așa legați și a fost destul de greu să plec. Da. Dar a fost necesar, a trebuit să plec și am plecat pentru o perioadă totuși destul de lungă. Următoarea întâlnire a fost, îți amintești când? De ziua mea, exact. De ziua mea am venit în Republica Moldova. Nu, înainte. O testez acum. Următoarea întâlnire, deci înainte ca să ne întâlnim, înainte ca să merg la ea acasă, înainte ca să ne cunoaștem familiile și să ne cunoaștem mai bine, adică ne cunoșteam doar atât, nu pot să mă exprim acum cât de mult a vorbit Ana cu părinții și cât le-a spus doar asta despre mine, dar în timpul cât am stat în Germania, am început să lucrez și am început să mă interesez la o posibilă următoare întâlnire cu Ana. Mi-era foarte greu să plec din Germania pentru că am început un job nou și cum e la început nu poți să părăsești cel puțin jumătate de an. E foarte greu, nici nu mă puteam gândi la concediu, eu abia în aprilie am început munca. Și următoarea întâlnire a fost foarte interesantă, am reușit să fac, să vorbesc, să iau legătura cu o familie cu care ne înțelegeam foarte bine, ca să o poată primi pe Ana, să vină în vizită la mine. Și aceasta a fost următoarea întâlnire. Ana a venit în vizită în Germania în luna mai. Nu, iunie. Luna iunie. Wow, super! Deci cam la cât, 2-3 luni v-ați văzut din nou? La 2-3 luni, da. Dar a fost destul de lung. Cred că, da, totuși erați atașați unul de altul și trec greu 3 luni. Da, ne-am obișnuit, adică ne-am văzut față în față și după asta ne-am obișnuit deja online, adică să ne vedem în fiecare zi, să vorbim. Da. Dar vizita ei, am avut noroc cu familia aceasta, cu prietenii care au primit-o și
A putut să rămână acolo o lună de zile. Oh, super! Deci ați fost mai mult timp împreună. Da, am putut să ne cunoaștem, să vizităm locuri. Deși doar în weekend am avut mai mult timp pentru noi, pentru că în timpul săptămânii lucram. Îmi amintesc că chiar uitându-mă pe poze acum, pregătindu-mă pentru emisiune, mă gândeam la experiențele care le-am trăit acolo. Eu lucram șofer pe camion și trebuia să mă trezesc de dimineață și de multe ori seara ne despărțeam și o întrebam: a doua zi vei rămâne singură până termin lucru sau vei dori să vii cu mine? Vrei să vii cu mine? Și da, da, zicea, da, vreau să vin cu tine. Și ca să o iau direct de dimineață, eu stăteam la 10 km de acea familie. Era foarte dimineață pentru ea. Wow. Și de multe ori trebuia să merg la firmă, adică am luat o dată și direct când am plecat, pe la ora 5 sau 4. Oh my și mă duc aminte foarte greu cum s-a trezit Ana. Da. Și ne-am bătut la ușă, dormea și am trezit-o, s-a pregătit, am plecat și totuși am ajuns un pic târziu, dar a fost ok. Și m-a așteptat în camion până am terminat treaba și am plecat împreună și a fost frumos în călătorie împreună. Și deși eram stresat cu lucru, mă simțeam mult mai bine că nu mai aveam să scriu mesaje. Da, da, da. Erați mai aproape. Și ce făceai, Ana, în momentele în care stăteai alături de el, el lucrând și tu toată ziua fiind alături de el? Mi-a fost interesant să văd locuri noi, să-l cunosc mai bine. Am putut să comunicăm în timpul acesta. Față-n față. Da. Ți era și ție drag să fii cu el, să nu îl mai vezi doar online? Da, așa este. Și a fost odată când am zis, vreau să o ajut să nu mai trezesc așa de dimineață și zic, te las să dormi, mă duc și încarc camionul și o să încerc să trec pe aici să te iau, deși a trebuit să ocolesc un pic ruta, să vin, să întârzi oarecum în direcția mea și chiar am întârziat, am uitat pe aia până s-a trezit, până s-a pregătit, am întârziat puțin. Și chiar m-am sunat de la firmă, de la dispeceraj și m-a întrebat ce faci așa de mult, unde ești? Eram stresat, am spus, e aglomerație, nu știu, sunt în întârziere și... Astea sunt experiențele din prima întâlnire din Germania. Foarte frumos, cred că a fost minunat pentru voi să fiți o lună de zile împreună. Ce bine că ești! Ana mi-a cunoscut părinții în lipsa mea. Wow! M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui și am răspuns că da. Ce bine că ești în viața. Când te-ai gândit, Emi, că este momentul să o ceri în căsătorie? Cam la cât timp după prima întâlnire? A fost un timp... mai lung, nu, deși era foarte greu, era distanța și vreau să spun că dacă ar fi fost în România, cel puțin în Suceava sau în Iași, era mult mai ușor, dar legăturile cu Moldova sunt așa de grele, deci da. Nu găseam nici cum, găseam în Iași, din Iași foarte proaste legături, deci a fost foarte provocatoare relația noastră, foarte, cu foarte multe obstacole. Ceea ce mi-a plăcut la ea a fost faptul că deja de la momentul în care a acceptat să mergem împreună și să am început să ne atașăm, a fost o persoană care a luptat dintotdeauna și asta trebuie să mențin pe tot discursul nostru. Da. Deci nu a fost o persoană cu care să zic că nu mai vreau, m-a săturat. E prea greu. Nu da. A spus asta. Deci a fost o persoană care a luptat. După ce ea s-a întors din Germania, deci chiar m-am obișnuit și eu cu ea, nu mă așteptam să îmi fie, deci a trebuit să plece din Germania cu un prieten care a plecat în România, un prieten foarte bun, și el a plecat dimineața pe la ora 4 sau 5 și era foarte obosit, adică după o perioadă în care lucram foarte mult, serile le petreceam împreună, cele dinainte, nu eram căsătoriți.
ai o energie așa, datorită dragostei sau îndrăgostelii, o energie care parcă nu se termină, dar totuși la un moment dat simți așa o epuizare. Da. Și eram foarte obosit și am zis, acum o să plece Ana și o să mă odihnesc și eu până la ora în care o să trebuiască să plec la lucru. A plecat Ana și n-am putut să dorm. I-am simțit așa lipsa și da, ne-am legat oarecum în perioada asta, deși a fost tot grea și perioada în care a stat în Germania, fiecare seară trebuia să fie la acea familie, am avut restricții, nu am stat așa de capul nostru și a fost bine pentru noi. Avem acum timp să stăm împreună și să ne cunoaștem mai bine. Atunci a fost așa, cu porția. Da, cu porția. Da, și după ce Ana a plecat în România, am mai trecut o perioadă, august, o lună și puțin, în septembrie am reușit să iau și eu concediu. Da, și am venit în România. Am venit în România prima dată și din România i-am făcut vizita în Moldova, Anei acasă. I-ai cunoscut părinții? Da, am reușit să-i cunosc părinții. Ana, ce au spus părinții de băiatul cu care ai venit acasă? Părinții au fost la fel foarte bucuroși și i-a plăcut foarte mult de el. După ce a plecat, a zis că se bucură că am găsit un băiat care luptă atât de mult pentru mine și vrea să fie alături de mine și a fost... Deci au fost încântați de el. Da. Da. Până să ajung eu în Moldova, când a venit ea cu prietenul meu din Germania, întâmplător, el venea până la noi în Arad și a trebuit să rămână Ana o zi sau două până avea avion de la noi din Timișoara spre Moldova, a rămas la mine acasă și Ana mi-a cunoscut părinții în lipsa mea. Wow! Cum a fost experiența asta, Ana? A fost o experiență extraordinară pentru că am niște socri foarte buni și îmi place foarte mult de ei. Nu ți-a fost teamă așa să fii pe teritoriul viitorului tău soț, dar fără el, adică erai cu părinții lui și atât? Am avut un pic emoții, dar mi-au trecut. Au fost și ei probabil foarte deschiși în a te primi, în a te cunoaște și nu ai simțit presiune. Așa este. Sunt oameni foarte simple și m-au primit cu mult drag și m-am simțit ca acasă. După ce a plecat Ana, ce ți-au povestit părinții tăi, Emi? Sincer, da, nici nu prea mă amintesc foarte mult. Înseamnă că n-a fost nimic de rău. Da, nu prea obișnuiesc ei să vorbească sau în tot timpul nou au... Niciodată n-au încercat să-și spună foarte mult părerea despre persoană. Tot timpul a lăsat la alegerea mea. Chiar și când, momente când am luat-o, poate am încercat să fac alegeri care poate nu erau chiar după principiile familiei, să zic așa. Am înțeles. Sau după criteriile pe care familia noastră le are. Niște părinți înțelegători care au avut răbdare cu etapele prin care tu ai vrut să treci. Da, și chiar au acceptat alegerile mele. Frumos. Și revenind la întrebarea mea legată de cererea în căsătorie, cum și când s-a întâmplat? Eu am plecat din nou în Germania pentru o perioadă și mai lungă un pic. Am plecat din septembrie până în decembrie, până la sfârșitul anului. Am plecat în Germania, din nou am început să vorbim prin internet, dar relația noastră deja a fost un pic mai consolidată, cunoscându-ne părinții. Țin să menționez că a fost prima fată care a venit la noi acasă. Și deja până acum, adică dacă mai vorbeam cu fete, nu ajungeau să le cunoască părinții și dacă se întâmpla să nu mai vorbim, nu prea mă întreba foarte multe lume de ce sau nu, sau nu, de ce nu vorbim. Dar acum cu Ana, dacă cumva se întâmpla să ne certăm sau să nu vorbim, imediat interveneau părinții, cum e Ana, ce face, cum sunteți. Și deja relația a luat o altă soliditate, să zic așa.
Fiind acolo singur în Germania, te gândeai deja că o vrei să fie soția ta? Da, da, ne gândeam amândoi, ne exprimam probabil dorințele, dar na, ca și orice băiat, nu prea, nu știu, ca să mai ocolesc, nu vreau să spun exact ce am de frică de căsătorie? Nu pot să zic că mi-era frică, din contră am căutat acea relație care să mă ducă spre căsătorie, doar vreau să zic că vreau să ocolesc modul în care aș vrea să o cer. Adică? Adică să nu îi dau ei de înțeles foarte mult că mă grăbesc să o cer. Am înțeles. Și modul cum vreau să o cer. Și să fie o surpriză. Îmi doream să fie o surpriză așa, cum am văzut pe internet sau în filme. Și Ana, cum a fost acest moment pentru tine? Ce a făcut mai exact Amy? Ce a pregătit? Am fost atunci la o tabără în Sibiu și era, cred că, în decembrie, pe 31 decembrie, da. A fost. Și era, cred că, seara. Era chiar de Reveillon. Da, era chiar de Reveillon. Și ne-am dus chiar pe centrul orașului să vedem artificii. Mm-hmm. Și ne-am pornit foarte târziu din tabără și eram foarte grăbit să ajungem. Observ că e specific cuplului vostru asta cu plecatul târziu, nu? Cam da. Poate fi, da. Așa, și ce s-a mai întâmplat? Și erau doar câteva minute până se dădeau drumul la artificii. Și era o aglomerație mare în Sibiu. Aha. Toată lumea deci vrea să ajungă în centru. Da, noi vreau să ajungem aproape de artificii, într-un loc să fie cel mai frumos. Pentru că eu pregăteam o surpriză. Uh-huh. Și a fost foarte aglomerat și căutam un loc unde să putem vedea foarte bine ce se întâmplă. Și până la urmă ne-am oprit într-un loc mai... Era o trecere pe sub un loc din centru vechi. Era o trecere pe sub un loc unde nu era așa aglomerație, pentru că de acolo nu se vedeau artificiile. Aha, foarte frumos. Și era mai liber, nu erau așa de mulți oameni, da. Dar totuși se vedeau, oarecum, avem câteva poze de acolo în care se vedea roșiața cerului și artificiile. Da. Și acolo am fost cu... sau vrei să spui tu? Am fost cu prietenii. Cu fratele meu. Cu... a fost și cel mai bun prieten de-a lui Amy. Au fost mai mulți. Și exact la ora 12 a început să mă felicite. Și nici cum nu m-am așteptat să mă ceară sau ceva de gen. Și s-a pus în genunchi? S-a pus în genunchi și a început să... pună poezia. Și care a fost poezia? M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui și am răspuns că da. Pe loc așa, da? Ai fost sigură? Am fost sigură, da, exact. Da, s-a emoționat foarte mult. S-a lăsat și cu lacrimi? Da. Am plâns amândoi câteva minute, așa, lacrimi de fericire. Da, da, frumos, frumos. Aveți poze? V-au făcut prietenii voștri? Da. Da, avem poze de acolo, dar nu suntem, n-am fost așa încântat de ele. Și următoarea zi, 1 ianuarie 2018, am vizitat Castelul Zânelor, loc în care am făcut poze puțin mai interesante, da, cu cererea căsătorie. Am înțeles. Cred că a fost un moment important pentru voi, un moment care v-a făcut să fiți și mai siguri de dragostea voastră. Ce bine că e! Aș fi vrut să se îmbrace altfel, după cum am așteptat eu, da. Și ea s-a îmbrăcat cum a crezut ea că e bine. Ce bine că Ana n-a știut așa bine să gătească la început și acum ea gătește exact după gustul meu. Ce bine că ești în viața. La cât timp după logodnă
a avut loc nunta? Deci locul a fost la un an după ce noi am început să vorbim, adică ianuarie 2017 am început să vorbim. Ianuarie 2018, un an nou, noi lucruri. Am cerut atunci în tabără, după care a urmat poate o perioadă cea mai lungă în care nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut din ianuarie până în iunie. Oh, de ce așa mult? Am fost o perioadă cea mai grea. De ce așa de mult? Prea mult? Pentru că eu am încercat să fac cât mai mult din punct de vedere financiar până să la aveți nuntă, pentru nuntă. Uh-huh. Ca să, ca în momentul nunții și după nuntă să pot să răsuflu ușurat și să stau liniștit. Da, dar a fost un sacrificiu destul de mare să nu vă vedeți așa mult timp. Cum a fost? Ce ați simțit în această perioadă? Un dor nespus de mult. Ana deja rămăsese pentru poate o săptămână totuși la noi și a început să facă câteva pregătiri. A rezervat restaurantul cu fratele meu și așa pregătirile de bază. Uh-huh. Și oricum tot ea s-a ocupat de toate pregătirile în mare parte. Da. Tu erai cu banii, ea cu organizarea, nu? Exact. Ca și cum am văzut până acum în alte emisiuni, cam ea s-a ocupat, da, cum da, s-a făcut în mare parte. Păi nouă ne place foarte mult. Visăm de atâta timp să ne organizăm nunta. Când se întâmplă, ne bucurăm. Cu drag facem toate. Da. Te-ai bucurat, Ana, de această experiență, de a-ți gândi în detaliu nunta? Da, deja visam la rochia mea de mireasă și cum va fi și la mai multe chestii. Da. Și când a avut loc nunta? Sau cum a fost momentul în care ai venit acasă? A fost un moment mult așteptat. Sper că după n-ai mai plecat. Nu. Bun. Mie dintotdeauna mi-au plăcut sacrificiile și cum e vorba românească, după muncă și răsplată. După o perioadă în care am muncit, pot să zic chiar din greu, am putut să mă bucur de un timp împreună cu Ana și să ne pregătim, să facem ultimele pregătiri pentru nuntă. Am venit la începutul iunie și nunta a fost în iulie, în 15 iulie, adică după o lună jumătate. Da. Am mai avut totuși încă timp de pregătire, a fost un timp interesant, trecut împreună, pregătindu-ne. Frumos. Ce v-a impresionat cel mai mult în ziua nunții? Care au fost momentele de aur? Când l-am văzut prima dată mire, a fost ceva wow. Da? Și tu pe ea? Da, și pentru mine a fost foarte frumos. Țin să menționez o mică paranteză. Eu, în momentul în care trebuia să mă pregătesc să merg să mă întâlnesc cu mireasa, să o iau pe anulatul de la 10 km de la Hanumara cu noroc, în momentul în care eu m-am pregătit, am zis, eu nu mă grăbesc, stau, îmi fac treaba lejer, pentru că știu că oricum la mireasă durează foarte mult până se pregătește și nu vreau să aștept acolo, era foarte cald, prefer să aștept acasă la răcoare și să nu fiu, să nu stau foarte mult în așteptare. Ceea ce s-a întâmplat a fost o surpriză pentru mine și sper să se mai repete. Mireasa a fost foarte repede pregătită, a fost gata și eu nu eram gata și am început așa într-o... Wow! Într-o fugă așa continuă. Trebuia să-mi iau cureaua, cureaua era un pic prea lungă, mi-am măsulat-o, intre pe de un băiat, mi-a tăiat-o. Aoleu! A rămas așa un pic în urmă, ceea ce nu prea îmi place și nu-mi place să fiu așteptat. A fost foarte frumos, m-a aștepta într-un parc, era cu spatele, m-a dus așa într-un cerc, fetele, cred că, care erau domnișoare. M-a dus așa într-o plimbare până am ajuns la unde era îmbrăcată ca și mireasă. Foarte drăguț. Ana, te-ai speriat când ai văzut că nu mai vine mirele? Eram un pic stresat, un pic mai mult, cred că. Dar nu ți era frică că te lasă baltă? Nu, după atâta așteptare? Da. Și deci, cât timp aveți
de la căsătorie? În 15 iulie facem 2 ani. 2 ani. Cum a fost pentru voi această perioadă de 2 ani, timp în care bănuiesc că v-ați obișnuit unul cu celălalt, v-ați acomodat, vă cunoașteți și mai profund și mai bine decât înainte de căsnicie? A fost o perioadă frumoasă, o perioadă în care, cum zici, ne-am bucurat unul de celălalt, ne-am bucurat de relația noastră, ne-am bucurat de faptul că nu mai trebuie să stăm la distanță, da. Au dispărut toate barierele care erau și am reușit în sfârșit să fim împreună, să trăim aproape unul de celălalt. Da. Puteam să călătorim împreună și să ne bucurăm unul de celălalt. Am fost în Santorini, în vacanță, vacanța de după nuntă, a fost foarte frumos, ne-am bucurat. Am auzit că e frumos în Santorini. Da, a fost foarte frumos, a fost ceva unic, va rămâne pentru toată viața la noi, în memorie. Minunat. Da. Și ați avut și certuri în această perioadă? Sigur, nu suntem un cuplu perfect, avem fiecare defect de caracter, lucru de învins, de modelat. Ceea ce eu am auzit din totdeauna de la cei care au fost căsătoriți a fost un lucru, faptul că am auzit ideea că primul an de căsătorie este cel mai greu. Da. Și auzeam de la alte cupluri certuri și vedeam că nu se înțeleg. Am avut chiar în adolescență și pe la vârsta de 18-20 de ani, după ce am plecat de acasă, am început să cunosc așa cupluri care nu se prea înțelegeau și tot stăteam și mă gândeam. E ciudat, adică te căsătorești cu o persoană care îți place la maxim, o iubești, îți place foarte mult și ziceam, nu se poate, ceva nu e ok ca să te ceri cu persoana respectivă. Da. Ok, mă cer poate cu vecinul care îmi face rău sau cu cineva care mi-e departe, dar persoana cu care mă împart restul vieții nu e ok să mă cer. Da. Și nu puteam să înțeleg cuplurile respective și chiar am avut momente în care încercam să-i consolidez, vorbeam cu foarte mulți, adică nu cu foarte mulți, dar cu cei apropiați. Da, da. Încercam să le spun părerea mea și eu, fiind necăsătorit, încercam să dau sfaturi celorlalți. Ce-au lasă că vezi tu când te vei căsători, nu? Da, primeam și din astea. Cum am amintit și mai înainte, într-adevăr, primul an de căsătorie a fost puțin mai greu până noi am început să ne obișnuim unul cu celălalt. Și cum s-au mai amintit și în alte emisiuni, noi ca și oameni avem tendința ca momentul în care ne alegem un partener să zicem ok, partenerul e așa, e frumos, are multe calități, dar eu mi-aș imagina să-l schimb oarecum altfel, după cum îl imaginez eu. Da. Și noi credem că putem să schimbăm și să facem ce vrem noi din partenerul nostru, noi prin puterea noastră. Da. Ceea ce e imposibil și nu se poate realiza. Am ajuns la concluzia asta. Și primul an de căsătorie a fost mai greu pentru faptul că noi avem și așteptări de la cei din jurul nostru și în special de la soț, soție, de la cei apropiați și în special de la persoana iubită, zici eu mă aștept să se comporte așa și te aștept tot timpul ca să facă ceea ce crezi tu că e bine să facă. Pe când noi reacționăm total diferit și când ajungi într-o anumită ipostază în care vezi o reacție diferită decât ai așteptat tu, apare așa o scânteie, wow, ce e aici? Da. E ceva ce nu se lovește și da, a fost o experiență în care chiar la care m-am gândit. Trebuia să mergem la ceva rude de ale mele în prima iarnă, primele sărbători de iarnă împreună și Ana și-a ales o îmbrăcăminte care pe mine mă deranja un pic pentru că știam că sunt o familie mai conservatoare. Da. Și eu i-am spus din timp, am pregătit-o, dar nu știu de ce nu am fost atentă la chestia asta și un pic m-am, așa, când am văzut-o, m-am supărat. Deci de la îmbrăcăminte v-ați certat?
Da, adică aș fi vrut să se îmbrace altfel după cum am așteptat eu, da. Și ea s-a îmbrăcat cum a crezut ea că e bine. Ana, tu cum te-ai apărat? Pentru mine nu a fost ceva grav, dar nu. A fost greu să ne înțelegem pentru că eram la început și poate că dacă aveam mai mult timp împreună, ne înțelegeam mult mai bine și înțelegeam situația care a fost. Da, la fel cum am amintit, adică dacă noi am fi știut, dacă eu aș fi trăit deja împreună și aveam experiența a faptului să știu cum să mă aștept la lucrul ăsta că ea se va îmbrăca așa, atunci eu nu mai aveam scânteia aia care să se aprindă mine și să zic, wow, de ce e așa? Da. Și lucrul ăsta s-a întâmplat doar în prima perioadă. Acum, schimbarea care e faptul că deja eu mă aștept. Adică când îi spun că mergem într-un loc sau ce facem un anumit lucru, eu mă aștept cum reacționează Ana și deja știu, sunt pregătit, știu cum reacționează și știu ce trebuie să fac. Știu ce trebuie să-i spun sau ce să nu-i spun. Da, e obișnuit și știi cum să o iei, ea știe cum să îți vorbească. Ana, ai avut provocări pe partea culinară, având bucătăriile atât de diferite legate de gustul mâncărurilor. Poate Emi era obișnuit într-un fel, la voi se gătește altfel. Cum a fost pe acest plan? Nu a fost o problemă pentru mine, pentru că în familia lui nu se mănâncă carne, nici în familia mea. Și mi-a fost destul de ușor să mă obișnuiesc cu mâncarea. Da. Aici sunt două lucruri. O parte mai puțin poate plăcută și o parte plăcută. Partea poate mai poate de care fug băieții e faptul că Ana la început nu știa foarte bine să gătească. Așa. Dar pentru mine nu a fost o problemă lucrul acesta, pentru că mă aduc aminte foarte bine că nici sora mea când a plecat de acasă nu știa așa de bine să gătească. Adică găteam cu ea împreună și ea mă întreba pe mine ce să facem, cum să facem, e bine asta, nu e bine. Dar acum când mă uit în bucătăria sorei mele, rămân uimit, am impresia că intru în restaurant când intru la ea în bucătărie. Se învață, și clar. Lucrul acesta a fost care m-a motivat. Dar o experiență foarte interesantă care o am cu Ana și chiar după ce am primit invitația la emisiune s-a întâmplat. Într-o zi a gătit Ana o ciorbă așa de bună și am stat și m-am gândit, zic, uai, ce bine că Ana n-a știut așa bine să gătească la început și acum ea gătește exact după gustul meu. Adică ea dacă ar fi venit exact cu mâncarea poate din Moldova, acră sau dulce sau nu știu cum e, poate nu m-ar fi plăcut. Dar ea a început și a învățat să gătească exact ce îmi place mie și ce îi place și ei în același timp. E bine că vezi avantajul în acest lucru și cumva a învățat exact ceea ce se potrivește familiei voastre. Corect. Super. Ce bine că puste, pantaloni, pantofi. Da, soțul tău a zis cămăși. Acum nu știu, de ce ai scris așa, Emi? Ai observat că mai mult cămăși? A cumpărat foarte multe cămăși în ultimul timp. Ce bine că ești în viața. Dragilor, în minutele următoare aș vrea să vă testez puțin. Știu că v-ați pregătit și cu niște foi și marcare și o să vă pun câteva întrebări. Sunteți pregătiți? Da. În regulă. Prima întrebare. Care este culoarea preferată a Anei? Poți să-mi arăți dacă ai scris, Emi? Ok, mă gândeam, eu nu știu, așa am presimțit și eu. Ia uite că ea scrie ceva, cred că scrie multe acolo. Ia, arată-mi ce ai scris. Oh, alb! Surpriză! Soțul tău a scris că roz. Îți plac ambele sau mai mult alb? Îmi plac ambele, și roz și alb. Da? Okay. De asta am scris. Da. Roz. Care este coafura preferată de către Emi să o poarte Ana? Cam cum îți place ție, Emi, să aibă părul? Iar ea să scrie cum știe că îți place ție.
prins, desprins, ondulat, drept. Prins și desprins. Deci în ambele feluri, tu ce ai scris, Ana? Prins. Deci mai mult el îți spune să porți părul prins, nu? Da. Îmi place mai mult așa. Am înțeles. Și astăzi ai fost, ai ascultat cumva de dorința lui. Da, exact. Bun, mergem mai departe. Care este sportul preferat al lui Emi? Ce sport practică sau vizionează cel mai adesea? Poți să ne arăți. Ok. Nu e neapărat un sport, dar să zicem. Nici nu știu. Nu te uita. Nu-i place niciun sport? Da, și tu ai scris fitness, nu este un am sport, să scriu oricum. Dar este o activitate sportivă, da, adică da. Este activitate fizică. Bun, da, sigur. Deci ești cu fitness-ul, tu mergi la sală, da? Mergeai. Ambii mergem, când avem sală. Foarte bine, foarte bine. Da. Care sunt obiectele vestimentare, articolele vestimentare, pe care Ana cel mai adesea le cumpără? Îi place mai mult să cumpere rochii sau fuste sau pantaloni sau tricouri, pantofi. Care este obiectul vestimentar cel mai adesea achiziționat? Să nu vă uitați unul altul, da? Dacă ai scris, poți să-mi arăți, Emi. Ok. Să vedem ce va scrie și ea. Ea cred că le scrie tot. Ia să vedem, Ana. Fuste, pantaloni, pantofi. Da, soțul tău a zis cămăși. Acum nu știu. De ce ai scris așa, Emi? Ai observat că mai mult cămăși? A cumpărat foarte multe cămăși în ultimul timp. Cum are e, Ana? Foarte multe cămăși separate. Cum e, Ana? Așa este? Are dreptate sau nu prea? Da, are dreptate. Tu ai scris în general. Într-adevăr și încălțăminte are, mai multă, dar și cămăși sunt acolo, la limită. Egalitate. La egalitate, da. Am înțeles. Care este mâncarea preferată a lui Emil? Ce râvnește el să mănânce cel mai des? Greu. Sunt mai multe. Sunt mai multe aici. E mai grea întrebarea. Scrie top 3. Scrieți. Hai să scriem 3. Care sunt preferatele mâncăruri de care te saturi cât îți zice să-l mai faci, să mai gătești acel lucru, acea mâncare? Soia pateu, cartofi la cuptor, ciorbă de fasole. Hai să vedem ce a scris și Ana. Ciorbă de fasole, spanac, pateu, nu se vede, de soia. Bun, deci este aproape la fel. Parcă o diferență a fost. Spanacul și cartofii la cuptor. Da, dar e cam clar așa. Deci ești ciorbar, ești cu ciorba de fasole și cu pateu de soia. Bun, dar adevăr sunt foarte bune și mie îmi plac foarte mult acestea. Înseamnă că, Ana, ești atentă la gusturile soțului tău. Încerc să-i fac cu plac. Foarte bine. Am mai avut un test cu mâncarea. La momentul în care i-am făcut Anei permisul de ședere în România,
la fel ne-a cerut foarte multe detalii și voiau să vadă dacă e o căsătorie reală sau dacă e pe interes de a locui Ana în România. Și acolo, la fel, chiar dacă ne cunoșteam foarte puțin, am numerit 2 din 3 mâncăruși. Bun, super! Wow, deci acum vă simțiți un pic ca la testul pentru a veni în România? Ok, ultima întrebare. Care dintre voi are mai multă răbdare? Destul de grea. Care este mai calm, mai răbdător? Nu fiți politicoși, fiți cinstiți. Da. Dacă ai scris, Ana, poți să-mi arăți, dar să nu vadă soțul tău. Ok, am văzut. Hai, Emanuel. Pot să zic în... Ai fost politicos. În mod proporțional. Soția ta zice că tu ești puțin mai răbdător. Acum depinde de caz. Nu aș vrea să mă... Sunt cazuri în care ea este mai calmă și cazuri în care tu, nu? Da, au fost cazuri în care ea zicea, hai, să mai moare, să ne punem deoparte să discutăm și să înțelegem. Exact. Și nu pot să zic că eu sunt cel mai calm, nu pot să zic. Ana, tu vezi lucrurile altfel, vezi că el este puțin mai calm? Exact, e puțin mai moale, mai răbdător, mai... Am înțeles. Foarte frumos. Cam acesta a fost testul în care să vedeți și voi ce lucruri nu știați despre partener și iată ați aflat astăzi. Da, foarte frumos. Dragii mei, aveți 2 ani de căsnicie în care ați trecut prin provocări, prin bucurii. Ce ați învățat unul de la celălalt? Ce ați învățat despre căsnicie? Pot să zic despre căsnicie că este ca și șoferia, să zic, ca și în trafic. De multe ori auzeam șoferi că spun am experiență și mă descurc sau ai nevoie de experiență ca să rezolv unele probleme. Și mă gândeam, de multe ori îmi puneam întrebarea ce înseamnă această experiență. Și în decursul timpului cât am fost plecat, am ajuns să fac experiență și am ajuns să învăț ce înseamnă să ai experiență. Din punct de vedere profesional vorbesc acum. Și la fel și în căsnicie, la fel această experiență îți ajută. Și când știi cum să te raportezi la unele situații, nu mai există șocul acela de care vorbeam, care să provoace probabil o rană sau o supărare. Și poți să treci mult mai bine peste o situație, nu fiind una nouă, fiind una cu care ești obișnuit. Da. Ana, ce ai învățat tu din căsnicia voastră, din experiența voastră de dragoste? Să fim mai răbdători, să înțelegători. E nevoie ca să fim, da. E nevoie să lăsăm unul de la celălalt uneori. Da. Minunat, mă bucur că v-am cunoscut și că am aflat câteva lucruri foarte frumoase despre relația voastră. Eu vă doresc în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu în familia voastră, succes în ceea ce v-ați planificat pentru viața voastră și sper să ne vedem și să ne vedem și fizic vreodată, nu doar virtual. Sigur. Și noi îți mulțumim foarte mult pentru această invitație și ne-a făcut mare plăcere ca să comunicăm. Ne-am împrospătat amintirile noastre pe care le avem împreună și v-ați bucurat și voi. Da. Aceasta a fost emisiunea din această ocazie alături de Ana și de Emanuel Chirilă. Mă bucur că ați rămas alături de noi și vă invit și duminica viitoare de la ora 19 să urmăriți emisiunea Ce bine că ești, unde veți putea cunoaște o nouă poveste de dragoste. Sunt Ramona Dărvășan și vă doresc o seară minunată și o viață plină de iubire.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.